Bună ziua din nou și bine ați venit la conferința de presă organizată cu prilejul lansării unui nou proiect în municipiul Piatra Neamț. Așa cum afirmam încă de la prima investire în funcția de primari interimari, îmi doresc foarte mult o bună comunicare între administrația publică locală și cetățenii municipiului Piatra Neamț, dezvoltarea căilor de comunicare, introducerea și extinderea căilor de comunicare moderne între administrația publică și cetățenii din Piatra Neamț. Astăzi vom vorbi despre un proiect care se adaugă mijloacelor de comunicare deja folosite, care reprezintă un element de noutate și care totodată folosește tehnica modernă în comunicarea, în relaționarea între cetățeni și instituțiile statului, între cetățeni și administrația publică locală. Eu personal îmi doresc o implicare activă a cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității, o implicare activă a cetățenilor în luarea deciziilor importante ale administrației publice locale. Proiectul despre care vorbim astăzi se numește Piața Publică, Public Square sau Plus Public, în funcție de țara în care a fost sau va mai fi implementat. E un proiect care a fost deja implementat în două orașe ale Uniunii Europene și Piatra Neamț reprezintă primul oraș din România în care va fi implementat acest proiect. Practic, începând cu 1 iulie, aplicația va fi activă și reprezintă, așa cum spuneam, un nou canal de comunicare modern, o comunicare care se realizează atât între administrație și cetățeni, cât și între cetățeni și administrație, între cetățeni și primărie, între cetățeni și instituții ale statului din Piatra Neamț, între cetățeni și chiar societățile comerciale furnizoare de utilități. Pentru detaliile acestui proiect se află astăzi alături de mine reprezentanții proiectului Piața Publică și am să-l rog pe domnul Andrei Botez, manager proiect Piața Publică, să prezinte detaliile despre cum va funcționa acest proiect. Domnul Andrei, vă rog. Mulțumesc, domnule primar, pentru introducere. Vă voi prezenta concret despre ce este vorba în acest proiect. Piața Publică funcționează ca o rețea socială a municipiului Piatra Neamț, prin care oamenii se pot conecta mai ușor cu orașul în care trăiesc și cu comunitățile în mijlocul cărora își duc existența. Piața Publică reprezintă o platformă care compusă dintr-o suită de aplicații. În acest moment funcționează într-o variantă web și în varianta aplicației pentru iOS. Avem în lucru variantele pentru terminalele Android, terminalele Windows Mobile și este integrată cu SMS-uri și Facebook. Pentru oameni, Piața Publică funcționează ca o rețea socială la nivel local. Asta înseamnă că un cetățean din Piatra Neamț care dorește să se înscrie în această platformă, la accesarea site-ului sau la accesarea aplicației mobile, își introduce adresa, automat sistemul detectează în ce cartier locuiește persoana respectivă și o pune în relație cu vecinii săi.
Prin intermediul acestei aplicații, cetățenii au posibilitatea să primească alerte legate de întreruperea unor servicii utilitare, alerte la nivel local, eu știu, de la dezastre naturale până la tot ceea ce vă puteți gândi dumneavoastră, care ar putea însemna o informație prețioasă pentru om într-un anumit moment, și permite în același timp trimiterea de sesizări către instituțiile locale. Toate sesizările sunt centralizate la nivelul primăriei și prin dispeceratul care este dublat de dispeceratul nostru. Din dispeceratul primăriei face aceste sesizări, le transmite mai departe către instituțiile care ar putea să le rezolve. Funcționalitățile platformei se referă la transmiterea de atenționări sau sesizări, atât către vecini, cât și către autoritatea locală, transmiterea de mesaje în interiorul cartierului, transmiterea de oferte, chestiuni micuțe, eu știu, cineva are o bicicletă, poate, de vânzare, de care nu mai are nevoie, treburi de genul ăsta, organizarea de evenimente și solicitarea de ajutor din partea vecinilor. Autoritatea locală are posibilitatea de a comunica bidirecțional cu cetățenii din oraș, de a primi sugestiile și reclamațiile din partea acestora și de a le transmite informări, atenționări și așa mai departe. Comunicarea este targetată, deci autoritatea locală poate trimite, de exemplu, o sesizare pentru cartierul Mărăței, dacă o problemă apare în cartierul Mărăței și o poate transmite doar acolo. Rezidenții, adică persoanele care se înscriu, sunt verificate pe baza adresei prin coordonate GPS și, în același timp, primăria primește statistici foarte avansate legate de problemele comunității în timp real. Poate să vadă dacă într-o zonă apar probleme legate de furnizarea de apă sau într-o altă zonă apar probleme care sunt legate de calitatea infrastructurii energetice, să spun. Companiile au posibilitatea să primească sesizări și să transmită sesizări. Deci pentru ele este o chestiune mai simplă. Totul se face din interiorul acestui sistem. Statisticile de care vă vorbeam, adică informațiile de care va beneficia primăria, se referă la nivelul de mulțumire al populației legat de modul în care își desfășoară companiile de utilități, primăria și alte instituții din municipiu activitatea, sunt legate de problemele localității, sunt legate de performanța instituțiilor, respectiv în cât timp se rezolvă o sesizare, în cât timp se răspunde la o sesizare din partea unui cetățean, cum sunt situate aceste valori în raport cu media națională, adică pentru companii de apă, de exemplu, dacă o sesizare este rezolvată în medie în 3,4 zile, primăria Piatra Neamț și Apa Servul vor putea să-și evalueze performanța prin comparație cu restul țării. Și mai există niște măsurători care se referă la satisfacția față de serviciile pe care le oferă instituțiile. Piața publică este lansată în două etape. Aceasta despre care vorbim acum este o primă etapă în care încercăm să construim o comunitate puternică în jurul acestui sistem, în care să-i reunim pe pietre, companiile de utilități din municipiu și primăria. Într-o a doua etapă, dacă lucrurile merg bine, pietrenii primesc bine acest proiect, urmează să furnizăm noi servicii locale de genul rezervărilor la teatru, plății abonamentelor sau, știu eu, biletelor pentru transport în comun, plății taxelor locale și așa mai departe. Vă puteți gândi la absolut orice serviciu local din această gamă. Cam acestea sunt lucrurile pe scurt. Fiecăruia dintre dumneavoastră am pus la dispoziție un mic kit de presă în care aveți mai multe informații. Dacă aveți întrebări, nelămuriri, ne puteți contacta oricând și vă stăm la dispoziție inclusiv acum prin răspunsuri. Mulțumesc pentru prezentare. Așa cum am putut afla cu toții, accentuează ideea lansată în deschidere că este un sistem modern, un sistem care apropie mult mai mult Piatra Neamț de orașele Uniunii Europene și sunt convins că va fi un sistem bine și rapid perceput de către cetățeni, pentru că, așa cum putem observa cu toții, cetățenii din Piatra Neamț, cel puțin generația tânără, sunt foarte deschiși la aceste mijloace moderne de comunicare, care folosesc în principal telefonia mobilă, respectiv internetul. Dacă sunt întrebări,
finanțarea și cine asigură finanțarea acestui proiect? Deci valoarea proiectului este de 4.788 de euro plus TVA. Plata se face în 12 tranșe lunare. În acest moment există un contract semnat pentru un an de zile. 4.788 de euro. Valoarea... Finanțarea asigurată de municipalitate sau? Da, din bugetul local. Valoarea proiectului în sine depășește 150.000 de euro până în acest moment pentru dezvoltarea lui și pe următorii 2 ani vom atinge un buget de 400.000 de euro. Finanțarea este asigurată de un grup de companii din Belgia. Suntem într-o fază incipientă și, să spun așa, Piatra Neamț este un early adopter, cum s-ar spune, în așa ceva. Adică aici am găsit foarte multă deschidere pentru astfel de inițiative care, să zic, sunt o noutate la noi. Deci ceea ce discutăm acolo acoperă în mare cheltuielile de marketing, promovare și suport tehnic pe perioada aceasta de un an. Nu se referă la recuperarea investiției. Deci, repet, contribuția municipalității este suma despre care v-am vorbit, ca să se înțeleagă foarte clar. E vorba de licența anuală, 4.788 de euro plus TVA. Și cum se va întreține în viitor această platformă? Doar prin abonamentele plătite de comunități? Sau aveți în vedere și o latură cumva comercială? Spuneți, rezervați bilete, facturile, să plătesc facturile, de exemplu, prin acest platformă, putea să vină niște bani pe care îi iau o bancă? Da, în acest moment singurul mod în care se va întreține, avem trei posibilități, între care există acest aspect comercial despre care vorbeați dumneavoastră, există și posibilitatea publicității, pe care am exclus-o, fiindcă noi considerăm că lumea ar fi deranjată de invadarea acestui spațiu al comunității, știu eu, de retailer și mai știu eu cine ar fi interesat. Și atunci considerăm că în condițiile în care un astfel de sistem permite municipalității și în general autorității publice să-și optimizeze costurile și riscurile cu investiții în platforme informatice, firesc este să ne acoperim costurile din licențe pe care le achită autoritatea locală. Cum ați nimerit Piatra Neamț? Poftim? Cum ați nimerit Piatra Neamț? În toată România. Noi lucrăm în Iași. Deci suntem în paralel în discuții. Suntem într-o fază avansată pentru lansare și la Iași. Și sunt Iași și Piatra Neamț, care sunt în acest moment vizate de noi. Pentru lansare. Cunoaștem foarte bine zona. Au venit, ne-au expus problema și am îmbrățișat-o repede. A existat alte orașe care au implementat acest sistem? Nu, Piatra Neamț este primul în România care a implementat acest sistem. Căror... municipalități, altor municipalități, ne-ați propus un astfel de proiect, că sunt convins că ați propus și altora, și v-au refuzat țeavă, ca să zic țeavă. Refuzat țeavă... O să răspund eu la întrebarea asta, pentru că eu mă ocup de partea de contactare. Refuzat țeavă n-am avut până acum. Avem discuții care sunt într-un anumit punct, care avansează de la zi la zi, săptămână la săptămână. Dar refuzat țeavă nu avem. Cum spuneți dumneavoastră. Că veți manipula date private ale oamenilor de Piatra Neamț, reclamații, adrese, unde vor fi ele stocate fizic, din punct de vedere al securității cibernetice, unde vor fi stocate fizic, în ce server, cine va asigura aceste servicii? Datele, toate datele sunt stocate pe servere Microsoft. Locația fizică. Nu există o locație fizică, se numesc servicii cloud, adică sunt stocate undeva în niște data centere care sunt împrășiate în toată Europa. E operabil deja site-ul? Puteți să downloadați aplicația, să... Deci, downloadați lumea, nu la Android. Da. De pe Android. E o problemă pentru Android, v-am zis, este valabil în acest moment pentru iOS. Deci îmi spune codul este invalid, deși m-am logat și am văzut că ne-am comunicat. Vă vine pe e-mail un cod, ca să verificăm că într-adevăr e o... Apăsați butonul de pe e-mail. Aveți un buton. Cei care cetățean care se conectează, va face prin adresa lui... Adresa la care locuiește, nu trebuie să dea foarte multe detalii. Sunt suficiente strada și numărul străzii. Sau putem face un cod și cu un nume fals? Se face cu baza acestei adrese.
trebuie să fie verificabil că este din Piatra Neamț. Evident, se pot concepe și situații în care, de o manieră abuzivă, cineva se înregistrează, în, dar vecinii îl pot reclama. Vă puteți înregistra cu adresa cuiva. Deci, în acest moment nu facem o astfel de verificare. Da, dar nu aș vedea sensul unei astfel de situații. Adresa este la nivel de stradă și număr, nu este la nivel de etaj, apartament. Bineînțeles, putem face o verificare prin datele primăriei, dar nu cred că este ceea ce și-ar dori acum pietrenii. Ar fi o invadare a spațiului privat. Am dorit o cotă de piață fără o face obiectare pentru stomatul planului, este oricum majoritare, pe undeva la 80%. În cât timp va fi operabil pe Android? Pe Android va fi gata în august. La finalul lui august va fi disponibil aplicația Android. De aici nu știu dacă au doi alt sistem. Eu am avut și noi niște rațiuni comerciale după care ne-am luat în momentul în care am stabilit prioritatea în pașii de execuție. În prima rând, permite și o altă întrebare, vă rog. Vă rog. S-a vorbit de aplicația asta, piața publică. De fapt, intră despre piața municipiului Piatra Neamț, că s-a aprobat de finanțarea, dacă vorbim de piețe. Da, deși subiectul conferinței altul, am să vă răspund, pentru că, într-adevăr, e o chestiune de interes public. Ieri am avut o deplasare la București, atât la Compania Națională de Investiții, cât și la Ministerul Dezvoltării. O deplasare împreună cu doamna Aurelia Simionică, cu arhitectul și proiectantul viitoarei clădiri a pieței centrale, o deplasare care a avut drept scop susținerea în cadrul comitetului sau comisiei tehnico-economice din Ministerul Dezvoltării a proiectului depus pentru reconstrucția pieței centrale. Pentru a clarifica un lucru care simt că nu este foarte bine cunoscut, proiectul a avut nevoie de trecerea prin două comisii tehnico-economice. A fost o comisie tehnico-economică la Compania Națională pentru Investiții, la care am participat în aceeași echipă în urmă cu două săptămâni, unde proiectul a fost avizat favorabil cu mențiunea că mai trebuiau aduse modificările care au fost aduse în ședința extraordinară de Consiliu Local realizată imediat după această deplasare, iar ieri a fost susținerea și prezentarea proiectului în cadrul Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Ministerului Dezvoltării. Practic, ultimul pas pentru a demara efectiv acest proiect. Din fericire, rezultatul de ieri a fost favorabil, s-a obținut aviz favorabil pentru reconstrucția pieței centrale. Urmează din calendarul pe care mi l-au prezentat persoanele din cadrul Companiei Naționale de Investiții emiterea Ordinului de Ministru, care ar trebui să apară în 10 zile și după acest ordin de ministru, demararea efectivă a procedurii de achiziție organizată de către Compania Națională de Investiții. Din experiența noastră, o procedură de achiziție durează aproximativ 45 de zile, deci dacă am încercat împreună să realizăm un calendar al finalizării acestui obiectiv, putem vorbi, dacă totul decurge în condiții normale, nu sunt contestații, nu sunt întârzieri pe anumite trasee, undeva la începutul lunii septembrie, semnarea contractului între Compania Națională de Investiție și constructor, semnarea contractului de lucrări, vorbim, după care, evident, urmează ordinul de începere. Din discuția pe care am avut-o cu specialiștii, dacă lucrurile decurg normal, dacă există o finanțare constantă asigurată și nu apar probleme deosebite, termenul de realizare ar trebui să fie undeva 3 luni de zile. Deci, zicem 15 septembrie, estimăm un ordin de începere, înseamnă 15 decembrie finalizare. Evident, vom insista pentru a se începe cu hala de legume fructe, cea mai importantă,
Și în acest moment aș fi încrezător că la începutul lunii decembrie putem vorbi de o nouă piață în Piatra Neamț sau, în prima etapă, o nouă hală de legume fructe. Condițiile meteo n-ar trebui să afecteze foarte mult, pentru că nu sunt lucrări de executare fundații, sunt structuri care se realizează pe o fundație deja existentă. Lucrarea este relativ simplă. Aș vrea să fac o mențiune deosebită pentru că ați deschis acest subiect și vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui proiect. Atât colegilor din primărie implicați, doamna Aurelia Simienică, care de la început până la sfârșit s-a implicat în ducerea la capăt a acestui proiect, consilierilor locali care au aprobat hotărârile de Consiliu Local propuse de noi, Ministerului Dezvoltării pentru faptul că a trecut acest proiect ieri în CTE și o mențiune deosebită vreau să aduc pentru Compania Națională de Investiții. Eu vreau să vă spun că în cele două deplasări pe care le-am avut la București, am discutat atât cu directorul Companiei Naționale de Investiții și cu personalul tehnic care se ocupă de proiectul Piața Centrală Piatra Neamț, am găsit o deschidere extraordinară, o implicare activă, practic acele persoane au fost trup și suflet alături de acest proiect de investiție. Ne-am însoțit ieri în cadrul Comisiei Tehnico-Economici, doamna director Manuela Pătrășcoiu, dacă nu greșesc, și alte nume din cadrul Compania Națională de Investiții, ne-au însoțit ieri în cadrul Comisiei Tehnico-Economice din Ministerul Dezvoltării și au sprijinit realizarea acestui proiect în Piatra Neamț. Aș vrea să clarific anumite și să fac apel la proprietatea termenilor. Informațiile care au circulat ieri au fost în felul următor. S-a aprobat finanțarea și că este iminentă începerea lucrării. Este vorba doar de un aviz obținut în CTE care nu înseamnă aprobarea finanțării. De unde a apărut povestea cu gata din bani? Vreau să lămurim lucrurile, pentru că eu am ținut foarte mult să fiu prezent la București și acum două săptămâni și ieri. Sunt elemente de detaliu care trebuie foarte clar menționate pentru ca toată lumea să înțeleagă exact cum stau lucrurile. Nu există o alocare financiară în Ministerul Dezvoltării sau în cadrul Companiei Naționale de Investiții strict cu obiectiv piața centrală din municipiul Piatra Neamț. Există un buget destul de mare al Companiei Naționale de Investiții, buget din care sunt realizate proiectele care trec de Comisia Tehnico-Economică din cadrul Ministerului Dezvoltării. Deci, practic, în acest moment, obținând avizul favorabil în cadrul Consiliului Tehnico-Economic din Ministerul Dezvoltării, nu mai există niciun impediment pentru că există bani în buget pentru a realiza atât piața din Piatra Neamț. E adevărat. Eu, afirmația pe care am făcut-o a fost exact cum stau lucrurile. Nu de la mine ați auzit că sunt bani pentru piața centrală. Eu v-am spus discuția pe care am avut-o la București și modul cum se asigură finanțarea obiectivelor de investiții ale Companiei Naționale de Investiții. Deci din discuția pe care am avut-o, nu s-a întâmplat, cel puțin în ultimii 2 ani, ca un obiectiv aprobat de CTE, de Consiliul Tehnic Economic, să nu fie realizat din cauza inexistenței finanțării. Există un buget larg, sunt foarte multe proiecte derulate de Compania Națională de Investiții și după avizul favorabil de ieri, din acest buget va fi realizată și piața din Piatra Neamț. Într-adevăr, sunt acești pași de parcurs. Ordinul de ministru, organizarea licitației, semnarea contractului, de asta vreau să fiu rezervat în a lansa termene sau certitudini, dar am încercat împreună cu dumneavoastră să facem o proiecție, să estimăm un calendar posibil pentru reconstrucția pieței centrale, pentru că oamenii de fapt asta așteaptă. Oamenii vor să vadă primul utilaj sosit să reconstruiască piața și oamenii vor să vadă clădirea pieței centrale reconstruită. Documentația depusă are acea sumă de 17 milioane vehiculată. Deci dumneavoastră ce ați depus documentația la CBI și la cuprinde și o sumă exactă. Da, deci proiectul s-a aprobat documentația
licitația? Cu suma, cu tot. Da. Alte întrebări? Pe alte teme? Dacă nu, mulțumim foarte mult.